simt ca la revoluție, pentru că tocmai ce a aterizat a treia generație Dacia Logan. Din 2004 și până în prezent, Logan și frații lui, adică Sandero și Sandero Stepoi, au ajuns la 6,5 milioane de clienți. Ca să nu vă mai zic că în România, Dacia Logan este mașina poporului. Acum, a treia generație vine pe o platformă complet nouă, preluată de la Renault Clio. E clar că toată lumea bârfește despre LED-urile astea care seamănă cu ceea ce vedem pe Audi TT sau Lamborghini Urus. Însă, dincolo de cârcotelile astea, trebuie să știți că fiecare echipare beneficiază acum de faruri LED, care văd cu 110 metri mai departe și cu 9 metri mai mult în lateral. Capota a primit niște nervuri noi care te ajută să o vezi mai bine atunci când ești la volan. Parbrizul este mult mai înclinat ca să nu adunați o colonie de muște pe autostradă și, foarte important, aici avem un radar care ne spune că mașina asta vine cu frânare automată în situații de urgență. Odată cu noua generație, mașina a devenit cu 5 cm mai lungă. Păstrează o gardă la sol generoasă pentru un sedan, 14 cm. Avem în continuare pasaje ale roților foarte generoase, însă jantele rămân micuțe, 15 sau 16 inci. E ca și cum ai purta pantofi cu gleznele goale. Credeți-mă că știu ce vorbesc. De asemenea, avem o linie a portbagajului mult mai aplecată și portbagajul nu mai pare așa artificial sudat de un Sandero. Și dacă privești din spate, Dacia Logan pare mult mai lat. Asta pentru că mașina a crescut cu câțiva centimetri. Avem în continuare semnătura asta LED sub forma literei Y, chiar și pentru stopuri, și avem o antenă ca să aveți ce deșuruba atunci când ajungeți la pălătorie. Odată cu noua generație, minune, dispare butonul ăsta de Dacia 1300 și avem deschidere la buton electronic. Portbagajul ăsta, atunci când îl deschizi, trebuie să fii ușor atent, să nu-ți dea vreuna. Ce vă ziceam? Avem o capacitate cu 18 litri mai mare. Avem și bucățile astea de plastic care ajută la compartimentarea lui. Nu faceți pomofturoșii, pentru că mașina nu vine cu un capitonaj pentru ușa portbagajului și are și toate articulațiile astea la vedere. Dacia s-a gândit la posteriorul pasagerilor spate, pentru că materialul banchetei este acum mai moale. Avem mai mult loc la nivelul genunchilor, 4 cm în plus, avem loc suficient la nivelul capului, avem o măsuță care se rabatează și care e foarte solidă și mai avem niște tetiere care nu se mai ascund în banchetă și care s-ar putea să obtureze vizibilitatea la pachet cu luneta care este foarte înclinată. Așa arată un interior Dacia demn de anul 2020. Am scăpat de aeratoarele alea care se mânau cu niște capace de borcan, foarte utile de altfel, și avem niște aeratoare care arată foarte bine. Am rămas însă cu plasticul ăsta tare pe planșa de bord. Am primit însă această inserție textilă foarte moale și plăcută. Aveți grijă să nu o pătați. Volanul poate fi reglat acum atât în înălțime cât și în adâncime, ca să închidă gura cârcotașilor. În plus, aici, sub volan, avem un buton de pornire, pentru că acum Logan poate fi comandat și cu pornire și acces fără cheie, iar ăsta e sunetul pe care îl face la pornire, așa că aveți grijă unde parcați să nu treziți vecinii. Dacia Logan păstrează ergonomia exemplară a vechiului model, pentru că preia aceste butoane clare și rotițe nemțești de la Duster. Avem mult spațiu pentru depozitarea telefonului mobil, avem un USB, avem un schimbător care a fost poziționat ceva mai sus ca să-ți fie la îndemână și am scăpat de frâna de mână clasică, avem o frână de mână electronică. Asta înseamnă că toți golonașii care o mai întorceau cu frâna de mână în parcare au fost pensionați mai devreme și, foarte important, avem o cotieră care acum nu se mișcă, e mult mai zdravănă.
V-am spus că mașina asta este dezvoltată pe platforma lui Renault Clio. Cred că este evident de unde sunt scaunele. Oricum le dădea de gol tetiera asta. Un accesoriu surpriză, acest mic cuier de aici, de pe consola centrală. În spatele volanului avem un computer de bord monocrom. Nu e color, dar este foarte ușor de utilizat. Apoi, în centrul planșei de bord puteți avea un ecran de 3,5 inch, mic, entry level, sau un ecran de 8 inch. Foarte important, dacă optați pentru Media Nav, o să primiți Apple CarPlay și Android Auto wireless. Asta nu primești nici măcar în segmentul premium pe anumite mașini. O invenție românească foarte utilă, pe care nu mai găsești pe niciun alt model, este suportul ăsta de telefon care vine și cu încărcare USB. Acum eu nu știu ce să zic, pentru că ai noștri sunt foarte inventivi și o să se uite tot timpul la telefon. Noroc că este în câmpul vizual ca și acest ecran multimedia. Să vezi ce o să fac ai noștri live-uri în timpul mersului. Intrarea în gama Logan poate fi destul de modestă, adică un motor cu 3 cilindri de 1 litru și 65 de cai putere. Însă eu v-aș recomanda să mergeți pe următorul motor, adică 1 litru, 3 cilindri, 90 de cai putere. Acesta poate fi comandat și cu o cutie CVT în premieră pe o Dacia. Pentru cei care vor mai multă putere, există și un motor de 100 de cai. Acesta poate fi comandat cu GPL și este alternativa economică. Adică nu mai avem diesel, poftiți un GPL. A venit și momentul pe care îl așteptam cu toții. Să vedem cum se conduce noul Logan. Pentru asta am venit la Titu, în cel mai mare centru de testare de la noi din țară. Și avem un oval de vreo 4,2 km doar pentru noi. Mă aflu într-un Logan 1.0 TCE, benzină, cu GPL. Motorul ăsta de 1 litru vine cu instalație GPL din fabrică, oferă 100 de cai putere și are un cuplu de 170 de Nm, disponibil pe la 2000 de rotații. Sincer, mi-aș fi dorit ceva mai mult cuplu, măcar un 200, chiar dacă mașina este foarte ușoară. Nu mă înțelegeți greșit, ea se mișcă foarte bine cu mine în mașină, însă dacă o încărcați cu toți cei 5 pasageri și cu portbagajul plin, s-ar putea să fie ceva mai leneșă. Motorul ăsta vine asociat doar unei transmisii manuale, cu 6 rapoarte, ceea ce e bine, ajută la consum. Timoneria însă pare că se opintește așa câteodată la schimbarea vitezelor. Primele trepte sunt foarte scurte pentru a favoriza accelerația. Și o să-ți dai seama de asta când ajungi deja pe la 5.000-6.000 de rotații. Am mers și cu motorul pe benzină de 1 litru și 90 de cai, fără GPL. Diferența între ăla și ăsta e puterea, bineînțeles, cu 10 cai în plus, dar și faptul că motorul ăsta pe GPL are anumite vibrații și o să le simți atunci când stai pe loc, cel mai probabil atunci când mergi în oraș. Nu trebuie să-ți bați capul foarte tare cu trecerea de pe GPL pe benzină. Ai un simplu buton aici, l-ai apăsat și nici nu simți. Când faci trecerea, se schimbă și informațiile instrumentarului de bord. Îți afișează fie consumul în benzină, fie în GPL. Rezervorul de GPL are o capacitate de 40 de litri și ar trebui să-ți ajungă pentru vreo 350-400 de kilometri. Rezervorul de GPL împreună cu rezervorul pe benzină ar trebui să-i asigure mașinii astea o autonomie de 1300 de km. Comparativ cu vechea generație, mi se pare că antifonarea a crescut puțin. E ceva mai bine. Deși la viteze de autostradă o să auzi în continuare destul de tare vântul. Motorul ăsta este bine antifonat și abia când ajungi pe la 4000
acum 5000 de rotații, el este ceva mai prezent în habitaclu. Suportul ăsta de telefon montat aici e inteligent și dintr-un alt punct de vedere. Îți permite deblocarea telefonului cu recunoaștere facială. E fix în câmpul tău vizual. Suspensia este și ea ceva mai bine antifonată decât pe vechea generație, însă o să mai simți niște impulsuri în puntea spate atunci când treci peste limitatoare de viteză. Cât privește dinamica mașinii, aș zice să nu exagerezi pe viraje, pentru că e o mașină care se înclină foarte mult și nici nu ține cu dinții de aderență, mai ales dacă asfaltul nu e uscat. Cei de la Dacia promit că acest motor cu GPL emite mai puțin decât un diesel, clar, dar chiar și decât un motor pe benzină. În plus, costurile sale de utilizare sunt mai mici ca în cazul unui diesel. Și hai să fim serioși, o stație de GPL găsești pe toate drumurile. Sugestia mea ar fi să optați pentru versiunea asta cu GPL, mai ales dacă aveți multe drumuri urbane, pentru că o să folosiți GPL-ul în oraș, ca să vă coste mai puțin. Consumul o să fie undeva la 11-12 litri în oraș, dar GPL-ul e ieftin, e la jumătate din benzină. Atunci când mergeți în afara orașului, pe benzină, consumul o să oscileze între 6,5 și 7,5. O să consume mai mult dacă mergeți pe autostradă, asta clar. Îmi place că pe această pistă de la Titu poți să testezi foarte bine dinamica mașinii. Adică poți să te vânturi așa, stânga-dreapta. Direcția nu e vreun monument de precizie, dar o să o iubiți în oraș. Acolo unde o să faciliteze manevrele și o să ușureze întoarcerea dintre mișcări. Noul Dacia Logan pleacă de la 8400 de euro. De banii ăștia primești versiunea de 65 de cai putere, pe care nu v-aș recomanda-o nici cu slujbe de sfințire. Dacă ne uităm la vechiul Logan, noul Logan e mai scump cu vreo 800 de euro, însă primești și ceva mai multe dotări de bani ăștia. Dacă vă gândiți la versiunea GPL pe care o conduc eu acum, adică 100 de cai putere manuală cu 6, socotelile încep de la 11.200 de euro. Și de banii ăștia primești nivelul de echipare intermediar. Foarte important de precizat pentru cei care sunt tot timpul cârcotași la adresa siguranței pe care o livrează mașina asta, Dacia oferă, pe lângă acea frânare automată în situații de urgență, și o monitorizare a unghiului mort. În plus, ai 6 airbag-uri, pentru că acum ai airbag-uri cortină și pentru pasagerii spate. Poziția la volan e mult mai prietenoasă. Cotiera asta e Dumnezeu. Volanul e plăcut. Schimbătorul ăsta poziționat mai aproape de tine, iarăși, e un plus. Se vede că oamenii de la Dacia au căutat să-ți ofere ceva mai multă ergonomie pe noul Logan. Ca o concluzie, noul Dacia Logan nu mai are nevoie de diesel. Este suficient motorul ăsta pe benzină cu GPL. Oferă mai mult spațiu interior, mai multă tehnologie, însă e și puțin mai scump. Acum depinde de buzunarul fiecărui român.